Și să vă spun că acum, dacă la început eram așa, acum mi-este din ce în ce mai greu. În primul rând, Adrian, cu care avem o relație tot de 15 ani, chiar dacă ne-am mai dus într-o parte sau alta, și cu prietenul Dorin, care a fost chiar factorul care m-a adus cât mai aproape de decizia asta. Probabil că pentru mulți dintre noi n-a fost o surpriză mare că voi adera la ALDE. Săptămâna trecută, când mi-am dat demisia din Consiliul Județean și din Partidul Național Liberal, am spus că voi avea câteva momente de reflexie vis-a-vis de ceea ce am de făcut. Iată că astăzi am devenit membru cu adeziune al organizației județene ALDE și mă bucur mult de treaba asta. Tot atunci vă anunțam că o să discutăm și unele din motivele care m-au făcut să iau această decizie. În primul rând, de a părăsi Partidul Național Liberal și în cea de-a doua, de a mă alătura proiectului ALDE. N-am să încep cu chestiunile pe care le-ați auzit de 15 ani de fiecare dată, nu m-a regăsit în politica partidului, sunt lucruri care să le transmite toată lumea la momentul respectiv. Am plecat pentru că pur și simplu după 2 ani și jumătate, aproape 3 ani de zile de la alegerile locale din 2016, mai pregnant, dar și mai înainte, lucrurile în Partidul Național Liberal stau foarte prost. Și stau prost, în primul rând, datorită conducerii Partidului Național Liberal de la nivelul județului Buzău. Și spun treaba asta pentru că se observă o lipsă totală de acțiune și de opoziție a partidului, deci n-au niciun fel de reacție. În momentul în care de fiecare dată am încercat să spun câte ceva, de ce se întâmplă, de să iau poziție față de câte o situație, am fost topat și mai mult decât atât mi s-a interzis la un moment dat să mai apară o formulă ori în cadrul Consiliului Județean, ori într-o conferință de presă sau un comunicat de presă, așa cum eu am făcut multă vreme. Și conflictele astea s-au menținut și au fost generate însăși de la momentul fuziunii și aici Dorin cred că poate să-mi dea dreptate. Noi am fost câțiva oameni care ne-am cunoscut și care am luptat împreună și ne știam capacitățile de a face lucruri împreună și lucruri bune. În schimb au fost alții, în speță Romanescu, care n-a înțeles decât să-și satisfacă cerințele personale, nevoile personale. Și noi de aici nimic mai mult, ce să vă spun. Dacă în 2016 la locale, conducerea de atunci, din care noi am făcut parte și ca organizator ai campaniei, am reușit un scor de 9 consilieri județeni, deci ne-am menținut cumva procentele de la fuziune, PNL cu PDL, am ajuns la alegerile parlamentare în decembrie la 11%. În condițiile în care toți am fost eliminați într-un fel sau altul. O să lungesc un pic chestiunile astea, dar este bine să le auziți, este bine să le cunoașteți, pentru că ele nu prea au fost puse. Au fost puse numai așa pe surse și pe... Nu, asta este realitatea. Deci am fost prigoniți în fel și chip. Dorin a luat decizia atunci de a s-alătura proiectului cu Adrian și bine a făcut. I-am ajutat cu cea mai mare plăcere, pentru că am considerat că el a fost văduvit de această posibilitate în Partidul Național Liberal de a putea candida. Deci, până și asta li s-a tăiat, dreptul de a candida. Și în sfârșit, lucrurile au degenerat până în momentul în care, de vreo 2 ani de zile, Romanescu iese în conferințe de presă și în loc să-și facă treaba politică, dă în membrii partidului. Deci, nu știu, dacă cred că a avut 6 sau 7 conferințe de presă în 2 ani de zile. Dacă o să vă uitați cu atenție și o să le urmăriți, o să vedeți că altceva
nu a făcut decât să dea în permanență membrii partidului. Acum, probabil că vom avea, eu voi încerca să fac un foileton în ceea ce privește acțiunea acestui personaj care a nenorocit un partid întreg și care a nenorocit dreapta. Și vă spun sincer, faptul că 2 ani de zile am tăcut și am considerat că fiind în interiorul partidului lucrurile ar trebui să se desfășoare acolo, acum nu mai cred treaba asta. Și voi face și eu consecință ceea ce trebuia să fac probabil mai demult. Da, asta este un alt subiect. Oricum, mă bucur foarte mult și vă spun că am ales venirea în proiectul ALDE. În primul rând, prietenia care mă leagă de Dorin și care este de notorietate și faptul că am lucrat împreună foarte mult timp. Faptul că la fel de prieten sunt și cu Adrian și că am avut proiecte comune. E adevărat, acum multă vreme, dar una peste alta, cred că am făcut treabă. Și mă mai animă aici un singur lucru. Faptul că venind în COA, am regăsit foarte mulți foști colegi lângă care n-ai cum să nu te simți bine și sper să mă integrez cât pot și să aduc un aport și aici Dorin, ai pus mare greutate pe umerii mei, să aduc un aport și tu la fel, un aport destul de important în ceea ce privește numărul de voturi pe care ALDE va lua la nivelul județului Buzău. În rest, ce să vă zic? Cu fraza asta de încheiere, Raul, de fapt, a vrut să dea un semnal către peneliști. Am să le transmit un mesaj. Foștilor colegi care de foarte multă vreme, de circa un an de zile, mă întreabă de fiecare dată și de multe ori, de câte ori mă întâlnesc cu ei, ce este de făcut. Și de fiecare dată eu am încercat să amân momentul, am încercat să găsesc fel de fel de eschive în a face pasul. E greu să pleci dintr-un loc după 15 ani. Vă spun sincer și uite, chiar astăzi am avut surpriza cu doamna Rădulescu să depănăm ceva amintiri, să știi că ai făcut sedii, că ai trăit momente frumoase acolo, că ai avut și înfrângeri, că ai avut și succes la un moment dat, succesuri, ca să parafrazăm pe cineva în viață. După 15 ani e greu să pleci de undeva și din casa ta e greu să pleci după 15 ani. Și atunci oamenii m-au întrebat, eu am încercat să amân pe cât se poate acest moment, dar le transmit următorul lucru, că eu astăzi sunt aici, îi aștept, mulți dintre ei, multora dintre ei nu le trebuie decât o scânteie și cu siguranță voi încerca să integrez și pe ei cât mai bine, deși mulți dintre ei ne cunoaștem, pentru că resursa umană politică în ceea ce privește județul Buzău și în general un județ nu este atât de mare încât să zici că să produc schimbări rapide de generații sau nu. Deci ne cunoaștem foarte bine și aștept alături de noi. Este un proiect serios. Eu am luat această decizie greu și după mult reflexie, așa cum am spus, dacă am luat-o, consider că am făcut pasul care trebuia să-l fac și îi aștept să-l fac alături de mine. Nu știu, nu o să nominalizez, că nu este cazul, dar ideea este următoarea. Haideți să refacem dreapta, haideți să facem un proiect serios, haideți să facem o alternativă și cred că lucrurile vor funcționa. Eu mă bucur foarte mult că am fost primit în această echipă și îmi doresc să performez așa cum pot eu și cu experiența mea să îmbunătățesc și să aduc un plus valoare organizației. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Raul. Dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă